În timp ce anumite persoane se plâng iarna de frig și de vremea urâtă, există și oameni care știu să vadă partea amuzantă a acestui anotimp. Așadar, iarna poate fi un anotimp extrem de distractiv pentru anumite persoane. Dacă pe minus 15 grade majoritatea oamenilor stau în casă la căldură, unii preferă să se distreze. Dacă zăpada este din plin, ce mai contează dacă nu suntem la munte? Se pare că și la mare se poate schia. Zi, frate, la unde mergem? Totodată, numeroși exhibiționiști aleg să renunțe la haine pentru o baie în mare care, dacă această nebunie distractivă nu te duce la spital, îți poate oferi o revigorare instantă. Bine, Paul! Meteorologia anunță ninsoare și în zilele următoare, așa că doritorii de senzații tari vor avea parte din plin de zăpadă și distracție.